mine ați venit la o nouă întâlnire din cadrul programului de educație cinematografică Cinemateca pentru Toți, susținut de criticul de film, scriitorul și jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Ultima întâlnire, din păcate, a fost acum un an, dar sperăm că pentru următoarele întâlniri nu va trebui să așteptăm la fel de mult. Acesta este un prim eveniment independent desfășurat în cadrul acestui program. De acum vom avea, dacă vom avea succes, mai multe evenimente cu anumită tematică fiecare. Acesta are ca temă religia în cinemaul românesc și am să-i dau cuvântul conferențiarului Cristian Tudor Popescu. Mulțumesc, Mihai. Să ducă sus. Da, a trecut un an pe când mă bucur să văd prietenii prin dumneavoastră, că n-ați uitat întâlnirile noastre după un an de zile și ați venit chiar și pe căldurile astea tropicale aici. Astăzi n-am mai fost în stare să fiu prezent aici. Ați văzut de ce? A fost un an complicat, e puțin spus. A fost alegerile și mai ales și a fost după alegeri. Așa că estimarea mea că nu o să fiu... Și așa stau rău cu nervii. Se aude? Da. Deci, estimarea mea că nu o să fiu în stare să vin aici în condițiile astea s-a dovedit realistă. Însă, la anul nu mai am electoral. Și cu ajutorul Dumnezeu, despre care o să vorbim acum, sper să mă țină baierile, să reluăm din toamnă cursul nostru, așa cum îl știm de acum un an. O să vorbim despre un subiect care mă preocupă de mult, aș fi vrut și anul trecut să discutăm împreună, religia în cinematograful românesc. Dacă ne uităm la istoria cinematografului românesc, constatăm că tangențele cu religia sunt mai degrabă modeste. E lungă vreme, religia e absentă, practic, în filmografia românescă. Explicația e logică în perioada comunistă. În primii 10, chiar 15 ani ai comunismului în România, practic nu apare nimic legat de biserică pe ecran sau de preoți. Din 1949 până în 1959, când apare În viața nu iartă, apare un preot, în fine, care are un anume rol în film, un preot militar. Însă, de asemenea, înainte de instaurarea comunismului, foarte puțin prezentă religia în filmul românesc. Prima prezență notabilă nu aparține religiei ortodoxe. Nu aparține nici măcar religiei creștine. Este vorba de Manase, filmul din 1924, al lui Jean Mihail, după piesa lui Roneti Roman, pe care noi l-am analizat la începutul celuilalt curs, în 2015. L-am analizat din punct de vedere politic, din punct de vedere cinematografic, dar mai puțin din punct de vedere religios. Ei, în acest film există o poziție față de religie a realizatorilor pe care cu greu o vom mai întâlni, nici nu știu dacă o mai întâlnim,
în celelalte prezențe ale religiei în cinematograful românesc, atât ante cât și post-revoluționar. Și o să vedem de ce. Hai să începem, Mihai, cu prima secvență pe care o discutăm din Manase. Deci, de ce vă spuneam că așa ceva nu vom găsi în filmele cu de religie ortodoxă? Ironizarea, ca să nu spun luarea în bășcălie, a religiei mozaice, a Vechiului Testament. Personajul acesta lui Zelig Shor, interpretat de un mare actor evreu, Iosef Kamen, relativizează continuu în prezența discursului religios aproape fundamentalist al lui Manase, interpretat de Romald Bulfinski. Ori așa ceva găsim foarte greu nu numai în cinematograful românesc, găsim foarte greu în cultura românească această atitudine de detașare ironică, mergând până la negare a religiei ortodoxe. Ceea ce ar fi constituit, dacă găseam așa ceva, asta ar fi constituit o dovadă de forță în raport cu religia respectivă. Pentru că, după părerea mea, nu crezi cu adevărat în ceva decât dacă ești în stare să treci prin negarea totală a acelui ceva. Să faci acest exercițiu care, de pildă, în budism se face. În budism există această etapă în care tot ce ai învățat până atunci despre Buddha, tot ce ai făcut, trebuie negat. Complet. Dacă ești în stare să negi totul cu toată forța sufletului și nu mimând asta,
Doar dacă treci de această etapă, vei ajunge să crezi cu adevărat și să fii în Buddha. E, acest fragment și în tot filmul apar glumele relativizante ale lui Zelișor, care afectează textul sacru al Torei. Noi avem acum echivalentul Torei în programul de guvernare. Aici, tot ce v-am spus eu până acum, se verifică, ați văzut ce se întâmplă când îndrăznești să atingi o virgulă din acest nou Pentateuch, programul de guvernare, dar aminte să faci mișto de el. Deci, nu realizează nimeni această performanță din 1924 și în continuare performanța de distanță față de religie. Distanță care nu înseamnă neapărat disprețuirea ei, nu înseamnă eliminare, nu înseamnă neapărat ateism sau antireligios, înseamnă o credință, o iubire de Dumnezeu, de religie, făcută cu tot sufletul, care trebuie să conțină și astfel de relativizări. Haideți să vedem acum în opoziție ce face realizatorul după acest moment de distanță. Iată ce ne prezintă Mihai, te rog. Deci, nu e vorba de o satiră antireligioasă, nu e vorba de glume, de ironie, este vorba de o atitudine foarte profundă. Acest personaj al Manase, îmbrăcat cu palitul tradițional și care face rugăciunea evrească, arată și joacă ca un adevărat credincios mozaic. Nici asta nu găsim în reprezentările cinematografiei lungă vreme, în reprezentările cinematografiei românești, conținând religie ortodoxă. Deci nu găsim nici distanța asta de umor, de relativizare nedisprețuitoare și nu găsim nici acest atașament profund, această credință care este prezentă în Manase, credință autentică. Nu există, după știința mea, până târziu, o să vedem când, nu există așa ceva în ce privește religia ortodoxă în cinematografie. Avem șansa în această seară să fiu contrazis în orice moment și aș ruga mult lucrul ăsta de criticii și cineaștii de marcă care ne-au făcut onoarea să fie aici. Este doamna Cristina Corciovescu, este domnul Copel Moscu, este domnul Valerian Sava. Deci, dacă aveți observații cu privire la ceea ce discutăm aici,
v-aș rămâne recunoscător. Nu mai avem, după știința mea, decât un singur film înainte de război, în interbelic, în care să mai putem vorbi de religie în cinematograful românesc. Filmul este Leiba Zibal, 1930, Alexandru Ștefănescu. O să vedem mai întâi începutul filmului. El e uitor, dacă îl vedeți tot, o să rămâneți interziși. Să vedeți de ce este capabilă gândirea marcată profund de antisemitism a anului 1930 în România, chiar și în cazul unui film de cinema. Mihai?
Stop. Mai întâi, estetic vorbind, este una din primele imagini realizate memorabil, cinematografic, pur și simplu, din istoria cinematografului românesc, după părerea mea. Acest joc al micului evreu, încadrat de lumânări, ca și cum ar fi înconjurat de ele. Ați văzut? Micul evreu chircit între lumânări, uitându-se fie fascinat și strivit de frumusețea ritualului creștin, fie ușor înspăimântat între lumânări. Și dincolo, aceeași imagine, fata creștină, românca, ca și cum ar fi gardată, ca și cum ar fi escortată, ca și cum ar fi apărată de lumânări ca o regină. Același pattern vizual folosit cu efect diferit în cele două situații. Asta mi se pare chiar cinema. Suntem în 1930. Dar ce vedem aici? Mai întâi, cruci, biserici, cruci, biserici. Aproape 3 minute. După care, micul evreu strivit de ortodoxie. Ce-i mai rămâne? Vai ce frumos, nu? Este siderat și în același timp năucit de frumusețea religiei creștine. Chiar și acest mic evreu, singura lui șansă este eventual să treacă la creștinism. Dacă suntem de treabă și îl primim. De partea cealaltă, vedeți că imaginea fetei are ceva de noapte valpurgică, de regina ostrogoților. O să mai vedem efectul ăsta expresionist spre finalul filmului, cu influență directă, după părerea mea, dinspre Germania, în acel moment. Ce face în continuare realizatorul Ștefănescu, Alexandru, la bază inginer, din câte știu. Incredibil. Ia nuvela lui Caragiale, lei Baziba, îi bagă mâna pe gât nuvelei și o întoarce pe dos, trăgând-o de stomac. Există un procedeu ăsta matematic în care se creează niște suprafețe speciale, cum v-am spus eu, întorcând totul pe dos ca pe o mânușă. E, asta face cu nuvela lui Caragiale. Ce se întâmpla în nuvela lui Caragiale? Un român primitiv, agresiv, cu veleități de criminal, Gheorghe, pentru că nu se mai înțelege cu nu se înțelege la bani, la simbrie, cu Leiba Zibal, cu hangiul, vrea să-l ucidă. Vine noaptea, ne amintim, nu? Vrea să intre peste el și să-l omoare împreună cu familia. Și în această nuvelă intens psihologică, Leiba Zibal reușește să-i prindă mâna în acea capcană, în ușă, și să-i o ardă cu lumânare. În final, iese nebun după acest moment de o intensitate insuportabilă, iese în piață și spune, sunt Paștele, și el spune, Leiba Zibal nu mai e jidan pentru că a prins o făclie de Paște. Ce vedem acum că poate să facă domnul Ștefănescu în finalul filmului Leiba Zibal? Trebuie să vă spun că pe parcurs o urmărește, acest copil evreu crește, o urmărește pe fata româncă, fără să reușească vreodată să se apropie destul de ea. Și atunci ce face? Suntem deja ani mulți mai târziu, 30 de ani mai târziu, 40, și bătrân, deja Leiba, ca totuși
să reușească să pună mâna pe ea, să o înhațe, ca orice evreu, nu? Evreul asta face. Vrea să înhațe fata creștină. Ce face? Îi cumpără datoriile. Femeia face datorii la diversi și ăsta îi răscumpără datoriile, ne adună pe toate la el, se duce la ea acasă și îi arată teancul de datorii, uite, sunt la mine, dacă ești drăguță cu mine, s-a rezolvat cu datoriile, după care urmează o semi-încercare de viol a evreului veninos, care se năpustește la, cu ochii ieșiți din orbite, la doamna româncă. Și, firește, ea refuză cu brutalitate și iată ce se întâmplă în finalul filmului. Hai, Mihai. El încearcă să revină și aici îl așteaptă eroul național Gheorghe, eroul neamului. Vedeți figurile cum sunt trasate, castingul. Ăsta arată mai degrabă a Wolfgang decât al Gheorghe. Priviți ce mutră expresionistă de Nibelung are. Acestea sunt hârtiile infame. Da, asta, am văzut prima dată chestia asta, nu-mi venea să cred. Cum poți să faci așa ceva? Eu fusesem șocat de vivisecțiile și extirpările practicate de Titus Popovici asupra pădurii spânzuraților ca să scoată tot ce ține de Dumnezeu și de religie de acolo. Am discutat despre asta cândva. Păi, ce face aici domnul Ștefănescu? E net superior. Deci să întorci pur și simplu pădos personajele și acțiunea să iarzi mâna evreului, tu, Gheorghe, salvatorul fetei româncii și deci al neamului, cu ce? Cu hârtiile, datoriile răscumpărate. Deci ce este evreul? Evreul e cel care te cumpără pe tine, e viclean, te prinde la strâmtoare și îți face răul. Finalmente, observăm pe bancă pe doamna în cauză cu un român sader. Nu. Și dincoace evreul desfigurat cu toate trăsăturile rasei sale, adică lăcomie, degenerescență. 1930, deci. Mai departe, eu n-am mai găsit nici până în 49, nici după aceea nu am mai găsit nimic legat de religie în ce
cinematografia românească. Putem vorbi în 1900, începutul anilor 60, în Străinul și Setea, cele două romane pe care și le-a ecranizat Titus Popovici, regia lui Mircea Drăgan și Mihai Iacob. Acolo apare, da, Hitchcock mai punea să treacă câte cineva cu un cadru așa și l-a întrebat Truffaut și cu personajul. E un gag, a spus Hitchcock, nimic altceva. Deci, începutul anilor 60, Titus Popovici este primul care reintroduce sau chiar introduce religia în cinematografia românească. În Setea, unde poftim? Da, da. Dar, da, sigur, mitul al lui Moț, dar Gavrilă, ăsta, Chiabu, să-i spunem, este personajul care își botează toată numeroșii fii cu numele biblice, numele profeților biblice. Unul dintre ei fiind Ezechiel, cel care ajunge să se înfrunte cu Ilarion Cioban. În Setea, în Străinul, apare un preot cu un rol destul de important în film, asta e o premieră, numai că nu e ortodox. Este un preot catolic și se dovedește până la sfârșit că este un dușman, este un șarpe veninos care cere să se tragă. Pentru că cu ăștia nu se poate. E vorba de agitatorii comuniști. Cu astfel de oameni nu mai există altă soluție decât armele, spune Sfinția sa. Da, asta poți să faci cu un preot catolic. Cu un preot ortodox niciodată, dată fiind înțelegerea dintre Biserica Ortodoxă și regimul comunist în anii 50. De aceea, cred, nu poate fi altă explicație, de aceea noi nu avem marile filme demolatoare cinematografiei sovietice din anii 20. Nu avem un Dziga Vertov care să pună portretul lui Lenin pe frontispiciu, pe frontonul bisericii. Nu avem un Dovzhenko care să înlocuiască în pământ slujba de îngropăciune cu cântecele sătenilor și un țăran revoltat să-i spună unui popă, Dumnezeul tău nu există. Nu avem așa ceva, cum n-am avut nici distrugerile de biserici masive care au fost în Uniunea Sovietică. În România nu s-a întâmplat lucrul acesta, cel puțin cu cele ortodoxe, datorită acestei relații speciale între Partidul Comunist, Securitate și Biserica Ortodoxă Română, prelungită până în ziua de astăzi. Mai avem prezențe, vă spuneam, o altă prezență prin absență a religiei în cinematografia, printr-o absență atât de pregnantă, încât devine mai interesantă decât o prezență în Pădurea Spânzuraților, în care filonul principal al romanului dostoievskian de căutarea lui Dumnezeu, care este Pădurea Spânzuraților, asta este, în primul rând, este romanul căutării și regăsirii lui Dumnezeu de către apostol, că nu-l cheamă degeaba așa, Bologna. Tot acest strat principal este luat la șpaclu de, cu mare atenție, de Titus Popovici, scos părintele cu care discuta, apostol Bologa, scoasă orice referință la credință. Același lucru se întâmplă și cu Mihai Viteazul, deja avea mâna făcută Titus Popovici. Prin urmare, personajul profund religios
care a fost Mihai Viteazu, prezentat în toate cronicile epocii, ca, în primul rând, ca un om cu credință creștină, un om care a fondat, cred că și în ortodoxă, care a fondat Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia și care a refuzat să renunțe la credința ortodoxă, deși ar fi putut primi guvernarea Transilvaniei din partea împăratului, dacă renunța la credința ortodoxă. Deci, totdeauna Mihai situându-și toate demersurile militare sub semnul crucii și în alianțe legate de cruce, de biserică. Și în condițiile astea, în Mihai Viteazu nu vedem decât o singură referință mare și lată la religie, și anume Anza Pelea îi spune lui Mircea Arbulescu la coronarea din Alba Iulia, poftim? Așa, Cristi. Da? Părinte, mai știți slujba? Adică ăsta fiind biserică luptătoare, era obișnuit mai degrabă să omoare oameni cu crucea aia ghintuită, popa Stoica, decât să mai țină slujbe. Asta este singura referință la religie când vorbim de un personaj profund religios și rămas în istoria religioasă a Europei. Mihai Viteazu în istoria religioasă a Europei, citat în acest sens la Vatican, în marile catedrale occidentale, ca un luptător cu păgânii în numele creștinătății, în vreme ce în România nu se spunea nimic despre asta în Mihai Viteazu. Mai apare un popă în al doilea Mihai Viteazu, pentru că primul nu i-a plăcut lui Ceaușescu suficient de mult, a mai făcut unul în regia lui Constantin Vaeni, Buzduganul cu trei peceți, cu domnul Revenciuc în rolul principal. Și acolo avem un exemplu superb de popă securist. Da? Păi asta face. Părintele Panfilie. Părintele Panfilie face orice în afară de slujbe și religie. Acolo are tot felul de agenți, căpuiește pe unii și pe alții pe acolo, are legături și afară, este un soi de pacepa, așa, Da. După care, iarăși, ce vă spuneam la începutul discuției noastre, nici o umbră de religiozitate autentică în ce am vorbit până acum. Da? Din 1924, de la Manase, în tot ce discutăm acum, și este vorba de religia ortodoxă, nu e nicio umbră de seriozitate, în primul rând, în legătură cu această religie. Se termină cu comunismul, 1989, după aceea începe, după o mică ezitare, încep diversi cineasti români să mai pună câte ceva religios prin filmele lor, exact așa cum se puneau elementele de luptă în ilegalitate ale comuniștilor, acum se pun iconițele aduse la sector. Imediat după Revoluție, să punem icoane. Așa se pun, fără niciun fel, din nou, fără niciun fel de priză la film, fără să facă într-un fel corp comun cu filmele respective, niciun simț pentru religie în aceste filme, în libertate. Că puteai să spui, înainte de 89, domnule, regimul. Regimul nu permitea să faci și Andrei Rubliov. Cu toate că a făcut în RSS Tarkovski. Nu permitea regimul să faci așa ceva. După 1989, vedeți că comunismul a avut această calitate extraordinară. A fost o cea mai bună scuză pentru foarte multe lucruri. N-am putut să scriem. Ce am fi putut noi să scriem, nu? Să vă dau scriitorii români, păi, de mine, ce literatură de sertar avem. Dar n-am putut, pentru că era comunismul ăla care nu ne lăsa tovarășul Dulea. A căzut comunismul. Unde era sertarul? Sertarul era plin cu aplauze, cum spunea Ana Blandia.
Nu era niciun sertar. Formă, regizorii, hai să vorbim de cinema în românesc, nu? N-am putut, domne, a trebuit să facem film în condițiile comunismului, cu presiune. După 1990, urmează 10-11 ani aproape de deșert în cinematografia românesc. Este deceniul 1990-2000, este net inferior, după părerea mea, deceniilor 80, anilor 80, anilor 70, chiar și anilor 60 în cinematografia românească. Deci, cu alegi filme care să conteze din acest deceniu, trebuie să le cauți bine de tot, cu lupă. Nu ești de acord, Cristi? Ia spune tu. Pizza ce? Hai că... Bă, ce hotel de lux. Da, chiar te vorbești serios? Da, balanța. Există balanța, sigur, există câteva filme. Ucrainean? A, după ce? Da. Sârbesc Ucrainean, da, Iugoslavia. Da, putem să găsim două, trei filme care să conteze, nu? Pizza și Veroiu, împotrivă, au făcut demonstrația după 1990 că rămân prizonierii unei cuști nevăzute. Continuă să evolueze în cușca respectivă, deși în jur nu mai era nimic. Așa cum s-a întâmplat cu Somnul Insulei, cum s-a întâmplat cu Hotel de Lux și așa mai departe. Dar noi avem religia acum. Există două filme în acest deceniu în care religia joacă un rol considerat și în care ea este bine introdusă în conținutul filmului, are rol dramaturgic, nu mai e vorba de a face elemente de culoare ca așa se poartă. Ambele îi aparțin acelui regizor, Mircea Dăniluc. Primul dintre ele, despre care vom vorbi, este Această dehamite, 1994. Mihai, te rog. Am vândut tot. Da, am vândut. Vai de capul meu cum am vândut. Am investit în văd. A lăsat perdele la geam, să nu se cunoască. Era pregătit. Uite, știi? Și eu ce vrei să fac? Și eu ce să fac? De ce m-ai adus aici? Nu-i păcat să pierd asta. Ce-i treaba mea? De asta îți spui porcării la telefon și mă deranjezi noaptea? Hai, dacă nu-i chiar așa. Să știi că pun telefonul sub observație. Iar sub observație? O să ai de-a face cu poliția, să nu te joci cu mine. Ești cam bețiv. Bețiv? Ești cirotic. Bețiv? M-am lăsat! Când? Recent. De ce te-ai lăsat? De băutură. Mă pedepsesc. Sunt bețiv și nu te merit. Ce să meriți? Să mă meriți? Doamne, Dumnezeule, Doamne, nu mai rezist, ajută-mă. Du-mă de aici. Du-mă în Albania. Dacă mai dai o singură dată telefon și pui porcării... Oh, vine să mor. Mă vine să-mi bag capul în cuptor. În cuptorul ăla unde vreau să mă vâre ea. În primul rând că era la el acasă și n-a fost chiar așa. Hai să tără cuptorul. Moare-te dacă vrei, am plecat. Ce faci, mă duci sau iau un taxi? Ce faci, pleci? Da, e urât aici. Stai. Și mă lași. Și mă lași așa în halul ăsta. Bravo. Vezi ce faci din mine? Hai, dai drum. Hai, mă, ce faci? Că dacă nu beau, să știi că destabilizez. Hai, pleacă. Uite ce, să nu vorbesc așa, că nu sunt amanta ta, auzi? Ce faci, mă jur? Eu nu. Dar ce ai spus? Nu pot să spun decât la telefon. Măcar. Stai, dragă, stai, că aveam o înțelegere cu ea. Ce lumină? Aoleu, am uitat să plătesc lumina. Înțelegi, aveam pe unul care ne căra bagajele. Un șerpaș.
Auzi, să-mi aduce aminte să plătesc lumina. La ea acolo, în Himalaya, când moare unul, vine un călugăr și îi spune la ureche, așa vreo 3-4 săptămâni. Îi spune să caute lumina, că e o lumină, înțelegi, pe lumea înaltă, de care mortul se sperie, ca la noi. Se sperie pentru că la început nu-și dă seama că e mort, că nu mai are corpul ăsta nenorocit și bețiv și vrea să trăiască. Nu pricep? Ce te feri, Indruci? Da, eu spun, dacă vrei să rămâi proastă, rămâi proastă. Și? Păi și ce? Păi nu-și dă seama că e mort, ca în viață. Păi dacă vede lumina, atunci se pătrunde cu ea și trece și el într-o chestie, într-o treabă superioară. Nu, Bridget. Nu se mai reîncarnează, că asta vrea el, să se reîncarneze, vrea un corp. Eu gata, mă reîncarneze copilul meu. Vrea să trăiască, să se reîncarneze. Și chiar dacă îi spui lucrurile astea aici, pe pământ, el uite, de asta trebuie să îi repezi mereu, înțelegi, să... Așa aduc aminte, să o lase baltă. Înțelegi? Nu pricep nimic. Mai mie ar trebui să pricepi. E destul de moarte. Păi nu mai spune. Ești rigidă. Ești uscat. Antiseptică. Nu te urca niciodată pe munte, nici măcar pe masă la bucătărie. Trăiești mediocru. Pun pariu că și că treci mediocru. Auzi, nu tragi fum în piept. N-ai băut niciodată tequila. Nici măcar n-ai fost curioasă. Și în schimb vrei să te cari din țară cu certificatul de naștere al copilului meu. Ia auzi, stai să spui și eu ce ești tu, vrei? În timpul ăsta urlă hormonul în tine și joacă cazacio cu tata Freud. Jos comuniști. Din partea mea. Adun jos chiloți. Lasă-mă! Lasă-mă să ies. Te rog frumos să mă las să ies. Bebe, strig! Bebe, strig! Nu! Lasă-mă! Strig! N-ai să strigi. Ți-i prea mult la reputația ta mediocră. Nu! Știi ce era un viol, nu? Da, toată lumea violează. Și eu am dreptul la unul. Măcar perderele astea, putea să le speri? Bebe! Da, sigur. Măi, dă-mi geanta mea! Ce geanta? Geanta, am nevoie de geanta! Care geanta? Geanta mea! Cum? Care geanta? Au, geanta mea de geanta! Am nevoie de geanta! Au! Poftim, ce vrei? Ce-i asta? Profilaxie? Hă? Și ce, trebuie să-l implementez? Săracu, te-ai născut ieri. Sida, umbli cu prezervativ în poșetă. Da. Stai. De guma. Spune-mi ceva, spune-mi ce-ți fac. Să nu-l rupi. Șii, nu te uita. Ce faci? Zici ceva, spune-mi ce-ți fac. Spune-mi, te uiți? Spune-mi ce vezi. Văd gara și coada la sifoană. Mi-e sete. Ți-e sete? Îți bagi ori de mine? Da, ce să spun? Șii, ești în gură. Spune-mi. Ești frigidă, rar. Ești frigidă, bătate de nenorocire. Când am văzut prima dată filmul, ceva am sunat cunoscut în ce vorbea acolo Mălăire. Dar nu știam ce. A trecut o vreme până când mi-am dat seama ce eram vorbele alea în imbețin, năuc, care voia să ajungă să-l ia Dumnezeu din România și să-l ducă în Albania. Ce era în vorbele alea? Vorbele alea era Cartea Tibetană a Morților. Bardo Todor se numește. Este... Bardo înseamnă între două. Do înseamnă două, bar între.
între două stări. Todol înseamnă un soi de sunet, da? E ceva mai complicat conceptul, astfel încât bardo todol înseamnă cuvintele, sunetele care te ajută să treci dintr-o parte în alta. Bardo todol. Tibetan. Asta spune acolo bețivul ăsta nenorocit în românica noastră a anilor 90. E vorba de recitarea asta a sutrelor, să le spunem, a versetelor din Bardo Todol, care se face la căpătâiul mortului un număr de zile. 49 de zile, mortul este între cele două regnuri, între cele două tărâmuri. Până când trece dincolo, trebuie să-i spui, să-i reciți din Bardo Todol. De ce? Ca să-l dezbari de viață. Să-l dezbari de dorința de a se întoarce într-un corp. Pentru că asta înseamnă, ca și alte, firește, ca și alte credințe asiatice și nu numai, găsim și la greci, asta găsim și la Platon, reîncarnarea. Adică trecerea sufletului, sufletele nu sunt în număr infinit, alea câte sunt, trec dintr-un corp în altul, după moarte. Nu metempsihoză, e o diferență între reîncarnare și metempsihoză înseamnă că poți să intri în orice după moarte. Poți să fii un porc, o maimuță, o gâză, orice. În vreme ce reîncarnare înseamnă trecerea dintr-un corp uman, dintr-un corp uman în celălalt. Starea lui Bebe, alpinistul nostru din Himalaya, deci povestea asta, Bebe ăsta a fost la viața lui alpinist în Himalaya, șerpașul ăla, toștinașul care căra bagajele, este cel care îi recită din Bardo Todol. Starea lui Bebe, care nu-și mai suportă condiția, da? Bebe este un paria în această țară. Are o nenorocită de vulcanizare cu doi amărâți angajați la mică privatizare, trăiește de pe o zi pe alta, e profesor, nu e un oarecare, are niște studii, dar a ajuns în această stare insuportabilă a ființei, care abia se mai suportă pe sine. Ce se face în India când ești în starea asta? De sărbătoarea zeiței Kali, te duceai în fața carului Juggernaut. Un car al boii imens, cu niște roți ghintuite, și acolo amărâții, paria, se duceau și se aruncau în fața carului, striviți de roți, urmau să se reîncarneze într-o castă superioară. Să iasă din condiția lor de paria și să fie măcar soldați sau negustori, dacă nu brahmani, într-o viață ulterioară. Exact asta este condiția românașului nostru și mai intens condiția personajului Ceciliei Bârbora. Deci, istoria în acest film este căutarea unui corp exact în sensul doctrinelor reîncarnării, în ceea ce l-a preocupat și pe HD, în sensul lui Rudolf Steiner, tot ce vreți în, despre asta, căutarea unui corp de către acea persoană moartă, imaterială, care tot filmul, prin supraimpresiune, face tot ce poate, nu poate să facă nimic, evident, din lumea cealaltă, astfel încât să aibă loc acuplarea între cei doi și să rezulte copilul. Pentru că asta înseamnă șansa ei de a se întoarce într-un corp. Vrea să se întoarcă în acest copil. O să mai dăm încă o secvență ca să fie și mai clar ce vrea să facă Daneliu cu Bardo Todol. Mihai? Thank you.
lucrează nimic. Liniștește. Nu mai rezist. Nu mai reziști. Nu știu ce să faci. Să distrugă, să romoare, să ia pe toți. Eu nu mai pot. Și nu mai pot. Ce vrei să fim acolo? Ha? Să-i pun mâna pe bărțică? Ha? Vrei să-i bat pe toți? 4500, domnul. Ce vrei? Știi ceva? Cred că nu mă... Cred că mi-ajunge. Am știut asta tot timpul. Mi-ajunge. Îți ajunge. Nu știi ce e. Avansați? Vrei să luăm masa împreună, diseară? Mănânci acum? Hai, spune-mi ceva. Să nu ce te-ar auzi. Da. E închis. Tu chiar crezi că Doina nu-și dă seama că a murit? Ca toată lumea. Vorbesc serios. Acum, după atâtea zile? Bineînțeles că îți duc seama. Te preocupă? Hai cu mine, tipe. Ce-i spune? Ai spune ceva. S-a mai spus. Vreau să știu. Cuvintele. Nu zice cuvinte, dragă. E un ritual între... Ceva în genul ăsta. Du-te către lumina albă curată. Nu te opri la lumina cenușie, lumina... Murdare de întoarce înapoi. Nu știu, dragă, ce sunt eu, Buddha. Ăla, mortul, vrea să se reîncarneze, înțelegi? Să se întoarcă. De asta trebuie să-i bagi mințile în cap că nu merită deranjul să se întoarcă aici. Și cum se cheamă lumina aia? Clara, lumina originală. N-ai să ții minte. Cum? Ai văzut Clara, lumina originală. Dar tu altă treabă, n-ai? Să-i cumpăra fax? Ce fax? Ea știa? Bineînțeles că știa. Da. Ăla care pleacă, care dă colțul, pleacă cu răutate de aici, știi, și se tâmpește. Nu știu, mai aduce aminte de nimic, înțelegi? De asta trebuie să-i spui. Uită tot. Și chiar dacă se întoarce, uită. Eu i-am spus, da, nu prea-și bătea cap. Eu îi vorbeam și ea... știi ursulețul ăla de pe canapea la ea acasă? Eu îi vorbeam și... Era pentru Neric, suntem într-un fotoliu și... Ai vorbeam pentru Neric și când m-am uitat la ea, ce crezi că făcea? Își plimba ursulețul de-a lungul picioarelor spre abdomen. Spre locul acela. Ce invers. Apoi relua mișcarea cu aceeași lentoare. Spre coapse. Fără zgomot, nu știa cum observ. Eu cred că... Când nu eram eu de față, în liniștea ei... Înțelegi tu. Întotdeauna am admirat la femei putința lor de a-și da plăcere cu... atâta delicatețe, cu un gest atât de... senin. Clara lumina. Și tu te spre ea, nu te teme.
acolo unde sunt toți copiii aceia curați, care au murit atunci, iarna. Lumina e ființa unică, tu despre ea. Adu-ți aminte de ea ca să nu te mai întorci aici. Vreau 2000 șoberi. Ca să nu mai vrei corpul ăsta. Nu merită să te mai întorci aici. Urcă acolo unde e clară lumină. Nu încerca din slăbiciune să vrei iar corpul ăsta. Am să fiu fiul meu. Ai murit, Doina. Încearcă. Când sufletul, să-i spunem, rătăcește între cele două tărâmuri după moarte, refluxul ale minții lui îi închipuie tot felul de imagini înșelătoare, de monștri, amintiri din realitate pe care nu le poate uita. Și Bartol Todor, recitarea, îl ajută să înțeleagă că e mort. Asta este marea realizare, marea trecere pentru cel mort, este să accepte că este mort. Să își scoată din el instinctul vital, instinctul de conservare, dorința de a se întoarce la viață. Ori asta face recitarea. Mai întâi reușește să te convingă cu sunetele acelor cuvinte că ai murit. Și din clipa în care ai murit, tot ceea ce vezi îți dai seama că sunt doar niște fantasme în care nu trebuie să crezi între aceste două tărâmuri, pentru că dacă nu vei reuși asta, atunci te vei întoarce într-un corp. Și există ceva peste întoarcerea într-un corp. În roata asta karmică, în roata reîncarnărilor, poți să ai noroc, e o loterie, o roata norocului, poți să ai noroc și să te reîncarnezi într-o ipostază, într-un ipostas mai bun, sau dimpotrivă poți să devii un șobolan în următoarea reîncarnare. Dar, dacă reușești să atingi acea clară lumină originară, este traducerea termenilor din Bartol Todor, pe care îl folosește Daniel Iug aici, atunci conștiința ta devine conștiință în sine. Nu este doar conștiință de sine, nu? Omul este un animal cu conștiință de sine. Trecerea în acea zonă care în budism se numește nirvana, aici este clara lumină originară, înseamnă conștiință în sine. Adică nu mai ai nevoie de interferența cu doi mici șobere, cu cârnăciorii ăia care i-a zis cum oscilau când i-a ridicat materie organică, când i-a ridicat din borcănașul ăla Horațiu. Deci Daniel Iug alternează aceste cuvinte legate de ce poate fi mai puternic, metafizic, decât această viață de după moarte, această nirvană în care poți să ajungi, le alternează cu aspecte ale imundului cel mai avansat, ale dezgustătorului, ale prozaismului vieții din România, din acei ani. Deci, finalul acestui film a fost interpretat, filmul a avut critici variate. Finalul acestui film a fost interpretat, din câte am citit eu, n-am citit pe nimeni, care să-l vadă într-o altă cheie decât cea optimistă. Haideți să vedem finalul filmului și având în vedere tot ce am discutat până acum, să vedem dacă nu e posibilă și o altă cheie pentru a interpreta finalul lui Dominic. Mihai, să sărim la ultimul fragment, ăla care se încheie cu sfârșitul. Vine dracule, vreau și să-ți duc lumea la rocele care te n-ai putea aici! Păi, te rog! Ești ultima mea speranță, trebuie să faceți copilul să mă reîncarnez! Aici, aici! Aici, uite lumina!
urmărită de doi indivizi, vor să mă violeze. De unde vorbiți? De lângă gara. Bloc Z18, apartament de 8, etaj 1. Au intrat peste dumneata? Nu, sunt pe linia ferată. Nu vezi că plouă afară? Unde te-ai găsit? Vin deja din pă. Eu? Ai avut să mă violeze și tu asta îmi spui? Știi că în gara acolo e bătut un somn, veni să vedeți, se prinde sânge. Bat un consilier de la nu știu ce. Până la gara puteți veni? Când vine echipajul. Domnule, vrei să mă omor sau ce vrei? Mi-e rău, dacă nu vii să știi că mă omor. Pentru că m-am săturat, înțelegi, aici, nu la gara, nu? Unde pot să vii? Așteptăm echipajul. Și eu ce să fac, să prind eu și echipajul? E plin de criminali. Să știi că mă omor, ți-am lăsat adresa, blocul Z18. Las un bilet că din cauza poliției. Pentru că știi ceva? Miele hamite. Miele hamite, înțelegi? Am înțeles. Știi ceva? Mi-e chiar de hamite. Auzi, spune-mi, te rog, cinstit. De acolo, de la voi, cum se vede? Nu-i totul degeaba? Alo? Alo? Ia mâna de acolo, Pali, vrei să te rogești să te electrocuți? Cu cine vorbesc? Faceți copil, ia mâna de acolo, mă distrugi, Pali, ia mâna de acolo! Hai să știți că m-a sinucid. Uite, deschid gazul. Se aude? Cum este gazul? Am deschis ara gazul. Veniți sau nu veniți? Foarte bine o să mă găsiți moartă. V-am dat adresa. Deci pot să mor, da? Și când vine echipajul ăla? Simt că mă sufoc. Mă sufoc! Veniți sau nu veniți? Foarte bine, mă sufoc. Nu mai văd nimic. Văd numai o lumină curată, albă. Extraordinară. Clara lumină originală. România, așa cum o văd eu acum, n-am văzut-o dintotdeauna așa, este o țară între abjecție și lehamit. Așa ne ducem noi viața. Sunt caracteristicile principale ale acestui popor. Pe de o parte avem abjecția, reprezentată de tot ce vedeți la televizor, în peisajul politic, mă rog, persoanele astea publice pe care le vedem, care fără excepție sunt abjecte, și de cealaltă parte avem lehamitea. Adică depresia, renunțarea, dezgustul, scârba, sunt mulți și ăștia. Pe cât de mulți sunt abjecții, pe atât de mulți sunt cei care sunt lehămisiți în țara asta. Și nu se schimbă raportul ăsta. Eu n-am văzut nicio schimbare în 27 de ani. Ce spune, de fapt, Barbu Todor? Spune acea clară, albă lumină originară, înseamnă să nu mai joci la loteria reîncarnării. Să nu mai speri că vei avea o existență mai bună ulterioară, ci să te ridici acolo unde este izvorul sufletelor din lume. Sufletele care vin și se așează în oameni, apoi le părăsesc, unde e fântâna sufletelor, dacă te întorci acolo, în acea fântână a sufletului, în izvor, atunci nu mai revii în corpul ăsta omenesc, în nicio reîncarnare, nici bună, nici rea. Or, cuvântul lehamite pus de Daneluc în titlu, eu îl înțeleg așa, nu mai sper nimic, nu mai vreau nicio reîncarnare în sensul schimbării de generație, de timp în România, îmi pun speranțe, poate se va întâmpla altceva, nu mai vreau nimic, vreau să mă distanțez total, să mă duc în lumina aceea originară, unde nu mai există nici durere, nici întristare, nici suspin. Și acum să sărim puțin, Mihai, la mai spre final, dacă poți. Îți dai jur de mine? Ce-am mai zis? Auzi? Un singur lucru vreau să-și...
scop. Vede? Vede? De ce ai făcut treaba asta? De ce m-ai conectat la rețea? Bebe mele, Hamite, m-a ajuns și pe mine. Asta e marele Hamite, bebe. Aș putea să mă ridic acum să-ți deschid ușa. Da, mă simt minunat. Nu mai vreau nimic. Mașina mea aici. Unde sunt cheile? Dă-mi cheile. Ai negat-o, bagă șucul la loc. Atunci trage. Scoate-o din viteză. Nu uite, scoate bateria. Dă la o pare. E un fir acolo. Curentează? Nu curentează. Au. 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 Ce faci? Bebe, ce faci? Am încerc să întind scaunul. Da, ai nebunit? Bebe, ce faci? Am încerc să scot pantofi. Au. Bebe. Bebe, ce faci? Da. Ah. Încerc să scot chiloții. Ah. Ne vede lumea. Ah. De ce ai făcut chestia aia? Bebe! Ah. Bebe! Ah. Bebe. Ah. 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 E cu tremur să zguduie mașina. Eu sunt cu tremur. Ah. 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 Mi-i tocară. Ce dracu? Ăștia merge pe trotuar. L-a văzut cineva. Nu poate să ne suferim. Dar le faci blond. Mai blond! Îl fac cum vreau eu! Cu trimaua lui! Blond! Și cu puțurica mare! Știi de ce? Și cu piesele alea două! Trei! S-a urat toată viața lui! Ce am urât și eu, toată viața mea. Spune ce. Și o să ne creăm fraudulos. În Groenlanda. Să stăm la plajă, la soare. Să știu știi mitul. Vedeu. Răsuia. Pe care îl facem acum. Și care o să rămână aici. Să construiască. O lume mai bună. Dacă îți spune ceva mai bine. Și o dracu ce. Te duc în Groenlanda, iubito. Că numai acolo e nevoie de noi. Am rămas! Sunt sigură că am rămas! Am rămas!
Vă rămâi! Sunt sigură că am rămas! Nu spuneți! Blând! E Basarabia, că vorbește cu accent basarabenesc, ca Naciunte. O să se nască un băiat, un român blond și cu puțulica mare și cu vreo trei chiar alte obiecte. Este viitorul, nu? E de bine. Și auzim și deșteaptă-te române. Totul e în regulă, nu? Nu e în regulă. De ce? Zic eu. Pentru că cele două femei din acest film vor lucruri fundamental diferite. Moarta vrea să rămână în roata reîncarnărilor. Vrea un corp, vrea să se întoarcă în mizerie, vrea să repete. Pentru că, spune Daneliuc, toate vor semăna între ele. Nu vei reuși să trăiești altfel, reîncarnându-te. În vreme ce Cecilia Doina, Doina vrea să iasă din asta, vrea să se ducă în alba lumină originară pe care o caută în curentul electric. Da? E o cale de scurt circuit să ajungă dincolo de destinul ăsta repetitiv al românilor, pe care îl știm cu toții atât de bine. Sau, mă rog, cei care avem o anumită vârstă, am putut să înțelegem lucrul ăsta, da? Da. Deci ce arată acest final? Este un final tragic. Ce se întâmplă cu copilul ăla care se va naște? Tot ce spune Daneliuc, ce spune Mălăele despre el este o cruntă ironie. Acel copil va împărtăși soarta tuturor celorlalți copii care s-au născut de-a lungul timpului în România. Nu se va întâmpla nimic bun și nimic deosebit cu el. Singura șansă ar fi fost să te ridici la alba lumină originară unde voia Doina. Dar ea nu mai poate. Lucrul ăsta. De ce? Pentru că prin actul ăsta sexual cu bebe rămâne în această secvență a reîncarnărilor, în această secvență corporală. Deci mie mi se pare un final lipsit de orice umbră de speranță. Acest film și chiar cu un umor tragic, dacă se poate spune așa, având în vedere Deșteaptă-te Române și mașina aia care se mișcă cum se mișcă și se leagă cu mașinile care în film merg la deal. Știți celebra legendă românească a mașinilor în anumite zone? Am văzut și eu așa ceva în Maramureș, mașinile care merg la deal cu motorul oprit. Deci iată că un regizor român a făcut un film pe baza cărții tibetane a morților. Nu știu câtă lume e conștientă de treaba asta. Nu știu dacă mai există un alt film în lume care să aibă în scenariu așa ceva. Al doilea film, dacă aveți... trebuie să fac o corectură la ce am spus în legătură cu deceniul 1989 până în 2001, nu au mai fost filme de marcă ale regizorilor consacrați înainte de 1989, cu câteva excepții, una dintre ele acesta, această Levanică, un film minunat, după părerea mea, care a fost tratat mult mai puțin decât merita, film excepțional.
firește prin tilie, dar nu îl încadrăm aici pe Naica, cu epericolosul Sporgersi și cu Asfalt Ango, făcută în acest deceniu. Nae nu era un regizor consacrat înainte de 89. Ca să fie lucrurile foarte clare. Dacă aveți ceva întrebări, acum înainte de a trece la senatorul Mercier. Dacă n-aveți, înseamnă că au fost foarte simple, nu? Lucrurile pe care le-am discutat, simple, clare, albe și originale. Bun. Interpretarea dumneavoastră este extraordinară, dar nu sunt de acord cu ultima parte. Foarte bine. Nu sunt de acord. Vă rog. Pentru că mi se pare că, nu știu, poate o treabă românească să nu vorbesc cu păcat, dar prea intrăm în negru, cel mai negru. Eu zic că... Și vă așteptați de la mine la altceva? Nu. În restul, prezentarea a fost extraordinară. De aceea, probabil că avem așa un sentiment de uimire. Bine. Să știți că nici Daniel Iud nu e mai roz decât mine. E un regizor pe care l-am privit cu foarte mare atenție, știu opera pe de rost, am scris despre el. Este un sceptic total și cu alții și în legătură cu sine. De aceea cred că corespunde o astfel de interpretare. Bun. Trecem la Senatorul Mercilor, 1995. Ăsta e 94, Senatorul Mercilor. On s'est trompé hier soir. On n'a plus un chemin. Non, non. Là, ça y est, le chemin. Par ici. De où t'en venez? C'est trop long, la focale. Non, c'est bon. On se tirait là-bas. Je t'avais dit. Ăsta e drumul. Nu v-a spus ea. Ori nici ea nu știa. Ăsta e drumul, domne. Ziua bună! Bună ziua! Cine e ăsta? Ăsta e ăla. Miroane! Tu ești Miron, mă? E duminică, hai, te ordinești. Nu e ăsta Miron, domn senator. Ce faci, mă, aici? Mă fihlesc, domnul, dar mai mult păzesc. Ce păzești, mă? Hă? Unchiul tău de foto? Foto? Vrea să te ia în poză, hai! Ieși de acolo, vină încoace! Unde e Miron? La biserică! La biserică? A ca înciocănit ieri, n-am putut să dorm. Și trebuie să termine treaba, nu? E scurt timp. Dar ce, vine potopul? Nu, întâi vine focul, așa vine. Focul? Și ce faci cu barcazul ăsta la foc? Dai pădurul la toți nebunii. E a lui domn Vârtos. Stai, bă, că ești împit. Ce face? Îi dă foc, o construiește și îi dă foc orice. Cum să-i dea foc? Domnul senator! Ce-i mă? Deci, începem să ne obișnuim cu metoda lui Danelic, da? În vulgaritate, în prozaic, în pestrițul cel mai slinos pe care îl regăsim din această lehamită în Senatorul Mercilor, începe să se insinueze motivul metafizic profund. Aici, această arcă, care poate să însemne potopul, poate să însemne păcatele celor din jur și o posibilă salvare, apare în acest moment al filmului, o construiește cineva care nu se vede în film, se spune că e un nebun, dar nu apare în niciun moment. Pare chiar că această arcă se construiește singură, până la urmă. Să vedem secvența următoare. Fiecare face cu poate de la nu ți se pare că ești puțin obrază? Cine, eu? Îmi place unor covorbe, ne trage noi de șirituri, că suntem de obrază, băgați-i. Atunci ce ți-am spus eu? Ce faci?
de frate pe un plat. Conservator! Ce mai? Ce s-a zis eu? Asta. Nu știu. S-au pișat țigare în stic. Ia vezi toate. Ce? Ce scrie? Aia, bă, șmuții. Țigare? Da. Hai, vă să vă spun, hai. Ia. Michel ăla vorbește și altă limbă decât franțuzește. Nu știu, dar de ce? Întreabă-am și eu așa. Auzi? Dacă tot te mănânc de chestia cu patul de obla, să-ți povestesc eu cum trecea trenul pe sub geamul lui Ceaușescu dimineața, la părțile de fier, ca să nu-l trezească. Uite așa. Băieți serioși, domnule. Te schimbi pe la ba? Fă pipi! Nu veniți? Uite, se încălzește apa! Da! Aulea! Se încălzește! Fierbe! Frige! Tu ai uitat robinul deschis de la apa caldă! Ah! Văd apă! Apă și foc! Avea dreptate! Ăla cu vaporul din pădure! Foc mult! Fierbe apa! Fierbe apa! Văd sânge! Sânge și zmoală! Și o ploaie mare care acoperă tot! Ah! Degeaba fugiți! Că n-aveți scăpare! Ah! Uite și Anticristul! Are o figură cunoscută, frate al naibii. Luați-vă, copii! Și animalele! Și tot ce aveți pe lângă ta! Ceantor, ești de acolo! Și fiecare câte o pereche și urcați-o într-un submarin, să crapă pământul, să deschid cerurile, începe judecata și vin țiganii! Doamne, ai milă de noi! Mă duc să pună o lumânare la biserică. Dacă nu vin până luni, spuneți-i nevestimii că mă țin la parame. Ce vă aduce în minte această semnăță? Sunt două cuvinte în imaginarul românesc pentru așa ceva. Golgota. Poftim? Golgota. Golgota? Nu, dragă, nu poate fi Golgota, nu. Zbor. Despre ce Golgota? Golgota înseamnă căpățână, de altfel. Poftim? Drumul spre iad. Drumul spre iad. Poate fi, da, poate fi. Dar ce anume din religie este jucat aici de senatorul nostru? Apocalipsa. Apocalipsa, da. Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul. Da, numai că noi avem aici un patent românesc reprezentat de, deci în afară de instituția unică în lume a retragerii demisiei, mai avem un primat și anume Vesela Apocalipsă. Da? Cunoașteți acest concept. Cel mai bine reprezentat de cimitirul din Săpânța, unde există pe o cruce acolo niște versuri uluitoare de ceva, nu știu cine le-a scris, acolo Stan, ăla, mă rog, cel mai întemeietorul cimitirului, poate el, poate altcineva, dar sunt ceva Dante plus Shakespeare la un loc. Știți cum spune pe o cruce acolo? Vai săraca lumea mea, că greu m-a ținut în ea.
Deci, lumea în care am trăit eu a avut niște probleme teribile, ca o femeie care ține un copil monstruos în ea, săraca. Deci omul ăla își compătimea lumea din jur că a făcut eforturi atât de mari, atât de greu i-a fost să-l țină pe el în ea până când l-a evacuat în cimitirul de la Săpânță. Extraordinar, nu? La asta suntem buni. Suntem foarte buni la vesela Apocalipsă. Deci, putem discuta puțin acum despre religie dincolo de cinema la român. Mai întâi, ce... Vă rog, vreau să spuneți ceva? Vă rog? Și o altă interpretare, păi săracă lumea mea, greu m-a ținut în ea, adică mi-a oferit, din puținul ei mi-a oferit câte ceva, că altfel nu era în stare să mă țin aici. Adică cu greu m-am menținut în această lume. Viața este neagră, viața este urâtă, foarte puține lucruri mă fac să rămân aici, cu greu m-a ținut. Da, da, corect, poate fi și asta, foarte corect, că greu m-a ținut în ea ca să nu ies din ea. Am reușit să ies din ea. Ea a încercat, greu, tot timpul, și eu mereu am vrut să plec din ea, să ajung aici, unde sunt pe cruce, foarte bine. Foarte bine. Da, iată, o altă interpretare, păruiesc că se mai pot găsi, dacă ne gândim puțin, că așa sunt versurile astea cu densitate de stea neutronică. Deci, în țara asta, dacă izbucnește dacă are loc o explozie atomică pe Valea Prahovei, vom vedea cu siguranță un politician care va veni și va spune nicio problemă, sunt fenomene naturale la care ne putem aștepta, o să facem o organizare, totul depinde, trebuie să fim organizați. Nu avem, foarte interesant, noi nu avem sentimentul sfârșitului lumii. Românii nu au sentimentul eschatologic. Ce ziceți la afirmația asta? Una este să trăiești cu sentimentul sfârșitului lumii, altfel îți este viața, altfel îți e sufletul, altfel îți e ființa. Când ai conștiința, trăiești cu ideea, sunt oameni, nu? Care s-au și sinucis pentru că urma sfârșitul lumii a doua zi. Știți, da? Diversi sectanți și mai departe, s-au sinucis. Românii sunt imuni. Aici, sectele sfârșitului lumii, a reverendului Jones, ăla din Guiana, n-au nicio șansă aici, în România. Da? Nu există sentiment. Aici se trăiește cu sentimentul eternității. De fapt, toți românii, sau marea lor majoritate, nu toți, sunt nemuritori. Ei trăiesc ca și cum ar fi nemuritori. Ia uitați-vă la ea de la televizor. Vedeți vreun sentiment al sfârșitului lumii, al judecății de apoi, al apocalipsei la ei? Nu. A și spus-o. Unul a și spus, la un moment dat, Dumnezeu e membru PDSR. Vasile Făcaru. S-a dus între timp să discute afirmația asta chiar cu cel în cauză. Așa? Dar a spus-o și pe asta. Dumnezeu e membru PDSR, că asta era atunci. Deci am constatat și eu la un moment dat lucrul ăsta cu stupoare, uitându-mă la dragul meu popor, că noi trăim sub specia nemuririlor. Poate, nu știu, egiptenii să mai fi avut ăia cu mumiile această conștiință că, de fapt, nu mori, o să mai fie tot timpul, și pe lumea altă să găsește o bere, doi mici. Nu se poate să nu fie ceva de acolo. Da. Asta este senatorul nostru aici, ne ia Apocalipsa lui Ioan Teologul și o românizează perfect în vesela Apocalipsă. Și acum să vedem contactul tovarășului senator cu respectivul. Că, până la urmă, se întâlnește și cu respectivul, să vedem ce face următorul fragment. Hai!
Nu pot, mama. Nu ies. Ce dracu m-a pus să mănânc mercea? Mi-am întors mațele. Că a fulit. De-aia de rău. A fulit în apă acolo, a fulit. Ce-am fulit? Unde am fulit? N-am fulit. A fulit, a fulit. Ce credeți că asta merge așa? Măi, fată, dacă tu ți-s Cristie să fii violată, ia culcă-ți copilul ăla pe undeva, să așteaptă-mă în dormitor. M-ai vomit de două, trei ori și vin să te găsesc în pat. Eu? Vrei franc francez? Îți dau. Doamne ferește, cred că e nebunit. Mă duc în șosea sau ocazie ceva, e nebun acasă. Ascultă! Mai te dai afară! Nu de la mergi, Vero, de la ciuperci. Că dacă s-a nimerit una otrăvită, e de ajuns. Să nu se întâmple o nenorocire, domn senator. Sunteți nimic și nemernic. Spuneți-mi că sunteți nimic și nemernic. Rugați-vă, domn senator. Rugați-vă. Mă amenici cu el? Nu am nimico. Mă amenici cu el? N-ai voie. N-ai voie să mă amenici cu el. N-ai voie. E rău. Ăla nu o să mai vină niciodată. Cine? Ăla de te-a violat. Nu o să mai vină cu niciun doctor. Cine m-a violat? Ăla de te-a violat. Ăla Michel. M-a otrăvit. Nu m-a violat nimeni, ești beat. Du-te, dracu-i de aici. Ruhuli, roagă-te. Cum te rogi? Tatăl nostru care ești în cerul, spune-te no, mine. No, care ești în cerul. Nu, te-a bat jocoriții asta. L-am văzut și frate. Aha. Nu m-a bat jocoriții nimeni. Îl iubesc. Îl iubești. Te-a bat jocorit, vacu. Nici n-ai băgat de seamă că te-a bat jocorit. O să-i faci ăstea un plot internațional. De-aia și venit. Să cumpere pe doi bani, să ne fute pe toți. Nemernico. Dar de fapt, tu trebuie să știi. Stai! Nu lăsa! Încearcă să dai afară, să fac un ceai. Mi-e frică. Nu pot să vărs. Te rușine, ai păcat mare. De ce te rușinezi? Doamne Dumnezeu, iartă. Iartă-mă. Iartă-mă și mă miluiește. Ești bun, Doamne. Ești mare și bun. Uite la mine. Uite la păcatele mele. Nu-mi lua viața, Doamne. Ești mare și bun. Eu sunt ticălos și nemernic. Ticălos și mincinos și nemernic. Doamne, am hulit și am luat numele Tău în deșert. Nu-mi lua viața mea, Doamne. Am copil. Ești mare și iertător. Doamne, ești mare și iertător. Iartă-mă. Am să fiu bun. Ești mare și iertător, Doamne, fă o minune cu mine. Doamne, dacă nu aș viața, n-am să mai mint. N-am să mai fiu ticălos. Sănător, poți să vină și cu mine și poate de așa. Că sunt ticălos, Doamne, și cu ticălosul eu acolos. Și cu minciuna ce am făcut rău, Doamne. Doamne, Doamne, nu vreau să apără-mă și miluiește-mă. Nu vreau viața mea, Doamne. Să fiu bun, Doamne, vreau să vă rog! Vreau să vă rog!
să-ți povedesc. Fugiți! Vreau să-mi spune... Nu știu ce mă fac! Nu te face! A fost un meniu prea mare. Ce sens? În sensul că pesimismul lucid al lui, lui Daniel Lucă pentru mine e cumva contradictoriu. El este, își reprezintă filmele. Singurul film și aș avea o adăugare a ceea ce a spus dumneavoastră despre filme religioase, într-adevăr, după acei ani, primele două filme, nu prea există în filmografia României, nu m-am gândit și eu, dar există multe filme religioase. Dar există câteva filme cu un aer religios pregnant. De pildă. De pildă. Alexa Vissarion, Visitorul de Sări. Care este un film încărcat. Nunta de Piatră. Iacob, care este Daniel Luc și care este un film extraordinar. Este, dar nu este un film cu caracter. Dar e, mă rog, e un personaj singur care... Trama are, nu are... Sigur. Are elemente. Are elemente, are elemente. Are o căsătură, are o tensiune, are thriller. Deci au fost, am dat trei nume. Există în perioada, chiar în perioada comunistă, există aceste filme de încălcătură religioasă, mai pot fi găsite ceva. Și la Pintilie, și la... La Pintilie? Care? La Pintilie ar fi reconstituirea. Da, în fine. E... Dom'le, asta ar fi o teză de doctorat, mă gândesc. Ba chiar de plagiat. Vorbim. Dar asta ar fi ideea mea. În sensul că Daniel Luc nu reprezintă, cel puțin pentru mine, nu reprezintă... Este o personalitate în domeniul cinematografiei și filmele sunt contradictorii. El este inconsistent din punct de vedere religios, dacă e să punem așa și... Eu n-am spus că Daniel Luc e religios. Nici consistent, nici... Nu cunosc care este credința, dacă e credincios, și nici nu mă interesează. N-am văzut câteva din credințele lui aici. Nu asta e problema. Eu vorbesc de ce face el cinematografic cu religia. Chiar nu mă interesează dacă este sau nu credincios. Da. Poate e, poate nu. Da, nici eu n-aș vedea, de exemplu, n-aș vedea filme, adică n-aș vedea atât de negru cum spunea și interlocutor înainte. Mai este, de exemplu, Tatos, de Ioan Anastasia Treceari. Sunt filme care au altă lumină. E tragedie greacă. Da, pre-creștină, da. Dar este. Este. Așa. Deci să nu vedem atât de negru, pentru că chiar titlurile filmelor induc o anumită teza, este indusă chiar din titlu la Daniel Luc. Deci nu știu acum teza de doctorat. Daniel Luc. La Daniel Luc, din titlu, este această amprentă a filmului, deci de direcția filmului, această mecanică. Deci este clar despre o viziune pesimistă, subiectivă, personajele, finalul este foarte frumos, aproape Dalí, așa, cu nașterea femeii dintr-o mocivă, dintr-o băltoarcă, foarte frumoasă imaginea aceea. Sau Odiseea Spațială 2001. Sau Odiseea Spațială, sfârșitul, da. Adică sunt niște opțiuni interesante de punct de vedere în imagine, dar nu l-aș lua pe Daniel Luc ca un refer. Pentru că el este destul de umorat, destul de... e lucid, dar e pe mine și filmele lui au... E în regulă, am înțeles. Eu nu am făcut aici o întâlnire pe tema Mircea Daniel. Am considerat aceste două filme ale lui ca având motivul religios înfipt în structura profundă a filmului. De aceea l-am ales. Nu am dorit să fac o analiză a Daniel Luc, aia putem să o facem separat. Deci nu l-am ales nici ca reper. Am constatat că la el există această preocupare,
care merge până în miezul filmului. La ceilalți, la ce ați spus dumneavoastră, rămân elemente mai mult sau mai puțin exterioare, marginale, nu țin de structură. De aceea am ales acest lucru. Asta este motivul. Da, acesta e. Așa este. Mulțumesc și eu. Dacă mai sunt observații, vă rog. Mulțumesc, Costel Cerban, numele meu. Vreau să completez de primul rând că domnul Titus Popovici a mai făcut un lucru destul de nepermis. A epurat, nu numai mătura spunzulaților de sensul primar creștin, ci și la Vara cu Noroc. Care știți cum începe? Deci Vara cu Noroc este o rugălă profund creștină, iar începe cu sfaturile mamei lui Ghise, care îi spune, uite cum se trăiește, dragul meu, în sensul cel mai creștin. Toate lucrurile astea nu mai există în primul Titus Popovici. Adică, deci a făcut și lucrul acesta. Da, mulțumesc. Așa, după aceea, ce se întâmplă cu niște filme care aparent sunt filme cu personaje care au... Ce se întâmplă cu filmele dintre ele? Sunt mai multe filme care aparent sunt niște filme creștine. Poarta, deci o dată Poarta Albă, apoi filmul despre Ana lui Madone, apoi chiar înainte, în anii 90, sunt iar două filme. Filmul după Buzura, se numește la Est, Da. Care aparent au undeva în est. Undeva în est. Și în sfârșit filmul după memoriile lui Grosu, filmul cu inspirat de suferințele și de închisarea pe care a făcut-o această ființă profund creștină, membra familiei naționale să revis. E, toate aceste filme nu mi se par deloc religioase, din potrivă. Deci cred că singura performanță care a reușit să facem, să facem un film anticreștin, antireligios, care este după de anul a lui... Vreau să vă întreb părerea despre acest film. Care pare un film creștin, dar de fapt este o performanță de film anticreștin și antireligios. Da. Interesant. E bine că ați adus vorba de după de anul. El n-ar fi putut să lipsească din discuția noastră astă seară sub nicio formă. Este primul film totalmente religios din istoria cinematografiei românești. Mai mult decât asta lui Daniel Newman, Viola este un film cu temă, cu subiect, cu idei fundamentale venit din religie. Da, dar este deosebire de spectacolul lui Andrei Șerban, este un film anticreștin după teatru. N-am văzut spectacolul lui Andrei Șerban, nu putem vedea imagini din după teatru și să le discutăm în cu materialul în față, pentru că nu a fost de acord domnul Munciu. Clar. Deci nu a fost de acord. De ce nu a fost de acord domnul Munciu? Pentru că dânsul se pare că în componenta, dincolo de a fi un cineast remarcabil, excepțional, în componenta de marketing și de PR a dânsului, care și aia e foarte, foarte pronunțată, nu suportă criticile la niciun film al lumii sale. Asta e. Dacă ai apucat să scrii ceva, dacă nu e genial în fiecare film, s-a mântuit. Că toți suntem în... Bineînțeles că e foarte bine făcut și am fi vrut să discutăm aici în prezența imaginilor. Și este, într-adevăr, este un film într-o anumită interpretare anticreștin, ceea ce nu este nimic. Da, el a răspundat în primul rând evenimentele. Sunt alte evenimente realitate și filmul lui prezintă alte evenimente care erau nici legătură. Bun. Din păcate, aș vrea să ne oprim aici, având în vedere că domnul Munciu nu a dorit ca filmul să fie discutat, spre deosebire de domnul Daniel Duc, care a aprobat fără niciun fel de problemă în discuția noastră. Așa. Bun. Mai avem puțin timp. Ce vreau să discutăm acum despre această ultimă secvență? Ce se întâmplă aici? Cu românul ăsta. Ce zic? Vă rog? Da. Și atunci dorește să se apropie de Dumnezeu. Da. Dar nu-l ține prea. Replica de a doua zi, după ce reușește în sfârșit să vorască și să se vină,
Păi spune, sper că cu chestia de azi noapte, nu mai discutăm, da? Deci, da. Corect, așa este. Ce-ar face, de pildă, un personaj într-o situație ca asta, ce-ar face un personaj dintr-un film al lui Pavel Lungin sau al lui Mihalkov Kolchak? Ce i-ar striga lui Dumnezeu? Ha? Ia facem un ghedancăr experiment, așa puțin o ficțiune speculativă, că n-am mai făcut rămâne. Ce-ar striga un personaj dintr-un film ca ăsta? Sau dintr-un film al lui Kislovski? În primul rând, ar strânge mai mult și ar spune slavă. Ce-ar spune? Slavă. Slavă ție sau... Slavă ție? Nu. Nu. Știți ce ar striga? Ar striga, omoară-mă, Doamne! Ia-mi viața! Asta ar striga. Ceea ce, din păcate, românii nu sunt capabili să o facă. Ce face? Foarte frumos. Care este această secvență conține în sine cea mai pregnantă reprezentare pentru mine a relației românilor cu Dumnezeu și cu biserica asta ortodoxă. În ce sens? Toate relațiile sunt legate de viață. De viața cea mai prozaică pe care doresc să și-o păstreze. Ce este Dumnezeu pentru senatorul ăsta? Este un doctor mai bun. Adică dacă un doctor obișnuit nu reușește să-i scoată mercii aia din stomac, să-i oprească indigestia, Dumnezeu e un doctor mai bun, care o să-i scoate de toate mercii din stomac și să-l salveze. Nu, tocmai că nu vrea miracole pentru lumea de dincolo, nu vrea metafizicul, da? Că noi avem o mare problemă cu metafizicul. El nu vrea relația românului ortodox cu Dumnezeu să situează în proporție de 90% acilea în lumea asta, care cu greu îi ține în ea pe noi, ne ține pe noi toți în ea, da? Uitați-vă, ăia care se duc la Sfânta Parascheva, da? Să lingă moaște. Dar nu, dar mai eficient, că nu mai lucru, deci nimic. Crește efectul, vedeți? Adică, poti, Arsenie Boca, nu mai vorbesc, Arsenie Boca e CEO, deci da. Da, dar nu va fi canonizat. 15 milioane de euro pe an. Nu va fi canonizat, pentru că nu e voie să fie canonizat. Da, deci să nu fie. Până la urmă o să fie. Dar îl canonizează doamna Firea. Adică să fie foarte pătrunsă. Da, deci, reiau ideea asta că mi se pare important. Am ajuns și eu la ea gândindu-mă, am ajuns la această idee, am ajuns de la cinema. Văzând filme românești, văzând relația cu religia din filme românești, am ajuns la această idee clară. Toate relațiile sunt în planul terestrului, în planul lumescului. Te duci la Sfânta Parascheva, te rogi lui Dumnezeu ca să ce? Ca să te vindece și să te țină în lumea asta. Te rogi să îți dea niște bani, că n-ai cu ce să plătești rata la casă și îți o ia banca. Fă, Doamne, o minune! Dar nu o minune legată! Copii? Ce să fie? Sunt religioși. Sunteți convinsă? Religioși în superstițioși, superstițioși, da, și asta e o diferențiere foarte corectă. Una e să fii superstițios și alta să fii religios. Ce înseamnă să fii superstițios? Înseamnă să-ți conduci viața, acțiunile, în funcție de niște semne pe care le crezi tu în conexiune cu lumea de dincolo. Da? Asta înseamnă superstițios. Dar toate astea nu au de a face cu ceea ce Berdiaev, mi se pare, numea l'amour fol de Dieu. Iubirea nebună de Dumnezeu. Așa ceva nu există în România. Există relații de genul acesta. Da? Să dea niște bani. Să dea cancerul în Georgeta. Pentru că l-a luat pe Mihai.
Da, dacă vă duceți la o mănăstire unde sunt puse clopțelele alea cu dorință ale oamenilor și citiți acolo, e peste orice închipuire. Da? Majoritatea sunt de rău, să se întâmple de rău unuia, altuia, să facă Dumnezeu, bunul, drăguțul, să facă el și să îi se întâmple luaia lui ălălalt. Toate, toate în domeniul ăsta al materialului, al organicului, celui mai imund, acolo sunt relațiile românilor cu Dumnezeu, fie că e vorba de crucioaiele alea tau în palatul lui Gigi Becali, fie că este vorba de o babă care se duce în fiecare duminică la biserică, care bate mătănii. Mătănile alea nu sunt îndreptate. Am avut discuții cu diversi preoți de pe țara asta. Nu zbotezul, în mormântări, că atâta. Asta e. Cred că am discutat cu vreo 20-25 de oameni ai bisericii. Dom'le, n-am reușit cu unul să am o discuție care să meargă în zona metafizicului, teologiei. Să ne ducem acolo unde voiam să discutăm, da? Despre natura lui Iisus, eventual, despre monofiziți, despre ce? De unde? Nunți, botezuri, mormântări. Acest lucru, de altfel, mi l-a spus și cu asta e timpul să încheiem. Acest lucru mi l-a spus și Bartolomeu Anania, într-o întâlnire directă pe care am avut-o la televizor. I-am spus, domnul Anania, ceea ce era nasol, nu știu, deci în alt PS, deci nu. Adică, ce a făcut Biserica Ortodoxă Română atunci când Ceaușescu muta și forma biserici din România? Ce a făcut? Unde erați dumneavoastră ca martiri ai creștinătății? Ați avut o ocazie uriașă să fiți martiri, să vă înscrieți în marea istorie a creștinismului mondial, nu? Să fiți mari mucenici atunci când Ceaușescu dărâma bisericii. Câți ați ieșit atunci în stradă ca să opriți dărâmarea lăcașelor lui Dumnezeu? Niciunul. Dar ce ați făcut? E, și aici vine răspunsul, vă rog să-l țineți minte. Perfect. Ăsta este răspunsul. Ăsta este răspunsul. Nu mai am ce să spun. Nu mai încă, într-adevăr, ăsta este răspunsul. Mai departe. Ce a spus Stalin. Vă rog. Câte divizii are papa? Câte divizii are papa? Da. Să știți că nu numai Stalin a spus chestia asta, a mai spus-o și un anume Bill. Ați auzit de unul Bill? Clinton, pe numele de Stalin. Deci, când papa a rugat armata americană ca de Crăciun, sau de Paște, de Paște măcar, să nu mai bombardeze în Iugoslavia, atât, de Paște, să oprească bombardamentele, răspunsul domnului Bill a fost asemănător cu cel al lui Stalin și bombardamentele au continuat chiar cu bombe pe care scria Happy Easter. Așa. Deci, Bartolomeu Anania asta mi-a răspuns. Am ținut slujbele credinței. Nunți, botezuri, înmormântări. Asta este Biserica Ortodoxă Română și legătura ei cu Dumnezeu. Mulțumesc. Mai aveam, dar nu mai avem timp. Mă rog, dacă vreți, eu pot să mai avem. De la două ori. Mai aveam un program să analizăm și un fragment din O umbră de noi, al lui Radu Jude. Dacă doriți să mai vreau, bine, exact. Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, cu toate puterile cerești, Sfinte Ioane, botezătorule al Mântuitorului, cu toți Sfinții lui Dumnezeu, văzând smeritul meu suflet în ceasul ieșirii mele cuprins și necăjit fiind de puterile întunericului, stați cu rugăciunea voastră înaintea lui Dumnezeu, rugându-vă cu din adinsul pentru mine milostivile. Iar tu, preasfântă stăpâna mea, născătoare de Dumnezeu, cu pocăință îndreptează calea mea și când vei vedea sfârșitul meu, grăbește de vină într-un ajutorul meu și nu mă lăsa pe mine, nici de depărtat de mine acum într-un spăimântătorul ceas al morții mele, izbăvindu-mă de cumpliții draci de groaznic al lor vedere. Marie prea dulce, nădejdea mântuirilor,
Iată ticăloasa mea viață, ca un somn a trecut, ca umbră de nor, ca o floare de când s-a veștejit. Și încheieturile mădularilor mele au început a slăbi în trupul meu, a se schimonosi și a se clătina. Nu vă fie frică, Doamne, nu vă temeți, Dumnezeu e cu dumneavoastră. Iar răutățile faptelor mele au covârșit mulțimea nisipului mării. Acelea mă înspăimântă pe mine în ceasul ieșirii mele și pe cine voi afla atunci ajutor cu milă. O amar mie ticăloase, iubitoare de păcate fiind. Pentru aceea, preasfântă stăpâna mea Maria, născătoare de Dumnezeu, iată acum, mai înainte de ceasul morții mele, apucând cu umilința sufletului meu, cad și te rog pe tine. Când vei vedea sfârșitul meu, grăbește și vină într-un ajutorul meu și nu mă lăsa pe mine nici te depărta de mine acum și într-un fricoșător ceas al morții mele. Marie, prea dulce nădejdea mântuirii mele. Dar ce rugăciune e asta? Asta e o rugăciune specială pentru mai gramnica ieșirea sufletului din trup. Am înțeles. Iată, m-a cuprins frica negrăită și cu tremur nespus și se sfârșește într-un mine duhul meu. Iertați-mă, dar nu cred că e potrivită. Ea-și dorește să trăiască, nu să moară. Așa este. Păi eu așa am înțeles și de la Cornel, la telefon, că e o situație... că se chinuiește mult și că nu mai suportă durerile. Eu înțeleg ce înseamnă și suferința și durerea bolii. Păi uitați-vă aici, și asta e operație de cancer. Eu vă cred și chiar îmi cer scuze că intervin, dar ea își dorește să trăiască, nu să moară. Eu mă gândeam că doar o împărtășiți și... Cum să o împărtășesc? Nu pot să o împărtășesc, că nu-i conștientă. Da, dar ei nu i-ar conveni asta. Nu i-ar conveni. Ceva pentru însănătoșire, nu știți? În niciun caz ca să moară. Ea nu acceptă așa ceva. În niciun caz. Bine. Vizic altceva. Preaputernice și slăvite Doamne Iisuse Hristoase, Tu care ai... Preaputernice și slăvite Doamne Iisuse Hristoase, Tu care ai venit în lume să tămăduiești neputințele oamenilor, care nu ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși și ai primit moarte pe cruce pentru mântuirea noastră. Din adâncul inimii te rog să primești merita mea nevoință și această mică rugăciune a mea pentru cel încercat de boală. Mântuiește-o, Doamne, precum știi, ca un bun și iubitor de oameni și rânduiește-Tu toate spre folosul Său. Că noi neputincioși suntem și nu o putem ajuta dacă nu ne vei lumina cu harul Tău. De voia Ta o poți pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduind-o cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput, precum vei vrea. Dar căzând înaintea Ta, te rog, îndure-te de roaba Ta, potolește-i fierbințeala, alină-i suferința, ridică-o din patul durerii, să-i fie această încercare prin care trece spre îndreptarea vieții, spre început bun mântuirii și spre iertarea păcatelor. Și dacă e de folos să ducă mai departe crucea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră. Dăruiește ei răbdare și liniște, alungând de la ea toată frica și toată deznădejdea, ca să nu fie îngenunchiată de durere și să cârtească sau să cadă în patima mâniei. Ajută-o, iubitorilor de oameni, ca văzând ea mila Ta, să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de pocăință și de mulțumire, ca să învrednicească să audă glasul Tău cel sfânt. Iertate îți sunt păcatele. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ați recunoscut aici doctorul mai bun. Ce era cu această femeie? Ea fusese trimisă acasă pentru că nu mai era nicio șansă să trăiască. Deci doctorul întreabă preotul înainte de a începe slujba, doctorul ce a zis? Ce să zic? A zis să nu mai ținem la spital, la rost, să o ducem acasă. Metastaze, ciroză și tot cealaltă. Era aproape mare. Și în aceste condiții, femeia asta, jucată de Mihaela Sârbu, a văzut că face gesturile astea pe care le fac milioanele de români credincioși până la dâncul sufletului. Adică ce face? Își împreunează mâinile și își face cruce. Da? Ea face gesturile. Dar când vine, când începe să citească, ce să citească preotul? Ce i s-a cerut? Deci lui s-a spus, femeia aproape moartă. Deci trebuie să îți citesc o rugă,
rugăciune pentru mai ușoara ieșire a sufletului din trup. Ceva asemănător cu Bardo Todor, ce am discutat. Deci e vorba de condiția sufletului după moarte. Moartea nu înseamnă sfârșitul a tot, spune această rugăciune. Trebuie să grijim sufletul după moarte. Are nevoie de lucruri în continuare. Nu e indiferent ce se întâmplă cu el. Și această rugăciune e menită să lucreze asupra sufletului când iese din trup, să-i diminueze suferința sufletului, nu a trupului. Trupul rămâne în pat, acolo, distrus, descompus. Pe Mihaela Sârbu, nu știu în film cum o cheamă pe personajele, papi, hai să spun papi, că asta e corect la Mihaela. Deci pe papii nu o interesează ce se întâmplă cu sufletul după moarte al mamei ei. Nu o interesează, pur și simplu. Nu o interesează de posibile suferințe ale sufletului în drumul lui după ce părăsește trupul. O interesează un singur lucru. Nu poți să faci mai tare ceva, cumva, părinte, să ai o rugăciune specială și să o ridici din morți, să o vii ca pe Lazar, să fii Hristos. Nu? Dacă Hristos a putut să facă chestia asta cu Lazar, nu poți și Matale? Că ăsta e singurul lucru care mă interesează. Nu mă interesează nimic în ce privește lumea de dincolo. Da? La care, vedeți că părintele nu comentează, schimbă rugăciunea, da? O rugăciune în mod evident inutilă. Această rugăciune e depomană. Nu îi va ajuta sufletului moartei deloc, nu o poate salva, deci ălea sunt, care sunt pentru oameni aflați în dificultate, dar care mai au o șansă să supraviețuiască, aceea este o rugăciune inutilă, sufletul ei nu primește nimic. Dar fiica ei vrea mai degrabă asta, să îi se recite rugăciunea aia de viață inutilă, pentru că nu o interesează metafizicul, nu o interesează sufletul, nu o interesează ce este după. Dar, da? Și se închide. Asta e iarăși, vă rog, emblematic. Foarte bine. Produsele tale, pe mine mă interesează un anume produs. Nu asta, te rog, mai ai pungeam pe ceva? Care e geantă, te rog. Nu, spune. A, da. Asta îi spune. Dumnezeu, mai cu geanta aia și altceva. Și e foarte bună observația, pentru că într-o secvență următoare, preotul care își păstrează caunul, după aia spune, doamnă, eu nu sunt lăutar. Și iese tot ușa. Foarte bună observație. Da. Bun. Hai să mai vedem o secvență din acest film. Mersi mult. Unii? Sărăna, părinte. Doamne, ajută. Luați un loc, părinte. Luați un loc aici, vă rog. Nu, mulțumesc. Am stat în mașină, nu stau. Ce faci, mai cățelule? Bea și tu niște apă. Da-ți apă. Să iasă afară cu rugăciune, nu idiote, cu tot!
E un moment mai dificil cu Eugenie. Înțeleg. Să nu vă mai ocupați dumneavoastră, că și că i-a spus rugăciunea greșită. Tâmpenii de-astea. Am înțeles. Să nu-i o luați în nume de rău, că știți cum sunt femeile. Știu. Un moment mai delicat, mai greu. Da, o liniștesc eu și veniți mâine dimineață, dacă puteți. Sincer, nu mai e caz. Vorbesc eu cu parohul de aici, că oricum nu era parohian. Iar felul în care s-a pus problema e foarte urât și foarte jignitor. Știu, știu și cer scuze, dar să știți că și cu mine... Nu, no, stai cu minte, că nu e nicio problemă. Dacă vrei să te mai ajut cu ceva, să-mi spun. Nu, mulțumesc mult de tot și mii de scuze, mii de scuze. Vă salut cu tot respectul și vă mulțumesc mult încă o dată. Dai, pentru ce? Salutare lui taică și Dumnezeu să o ierte. Neapărat. Mii de scuze, micile, mii de scuze. Sfânt, acum, pentru că a murit, i-a murit cineva drag, de vină este preotul că i-a greșit rugăciunea. Deci, lăsând la o parte prostia, aberația, evidentă, care ține mai degrabă de superstiție decât de religie, care este statutul, de fapt, al preotului în societatea românească? Am o întrebare. Domnul Popescu, credeți că toată fățărnicia asta religioasă este una sinceră și are embrionul în lipsa de cultură religioasă și nu numai? Este splendid conceptul ăsta, n-am mai auzit un oximoron atât de frumos de multă vreme. Fățărnicia asta sinceră, da? Așa? Toată fățărnicia asta este sinceră? Cum poate fi? Poate fi o fățărnicie sinceră? Eu știu, poate. La limită se poate. Se poate să începi un discurs mințind, ca să rămâne să întâmplă așa ceva. Unde fățărnicia devine sinceră? În Beckett. La final, când regele Henry vrea să-i întărâte pe capetele aia de tablă pe cei trei cavaleri cretini și care nu știu să citească, i-a făcut Dumnezeu, ei sunt logici, nu știu să citească. Când îi întărâtă să-l ucidă pe arhiepiscopul de Canterbury, pe Thomas Becket, mai întâi simulează că e rău, e foarte rău și joacă prost, gros la început faptul că i-ar fi rău ca ăia să fie impresionați. În timp ce joacă și se uită în ea și se spune, vedeți? În ce hal l-a adus pe regele vostru, anticristul ăla, nenorocitul ăla de acolo, ăștia, după care Peter O'Toole, regelui, începe să-i se facă rău de-a binele. Chiar îl apucă un criz de inimă, îi se face chiar rău de-a binele și nu mai știi unde este fățărnicie și unde chiar îi este rău. Deci joacă pe muchie toată scena respectivă până la a-i convinge pe ăștia să vină și să ducă să-l spintece pe Thomas Becket.
fățărnicie sinceră. Poate că aveți dreptate. Poate că aveți dreptate, dar cuvântul, după părerea mea, definitoriu pentru preot în raport cu românii ortodoxi este funcțional. Este un funcționar și nu un funcționar oarecare, un funcționar al statului. Și, poftim? Un funcționar al statului. De ce spun al statului? Pentru că biserica, de fapt, s-a confundat vreme de secole cu statul. La noi, ceea ce a și fost foarte rău. Nu s-a produs această separare la timp, așa cum s-a întâmplat în Occident. A rămas lângă tronul puterii, biserica, și ea este, de fapt, percepută de toți acești oameni care s-ar putea să aveți dreptate cu fățărnicia asta, sincer. Ei nu-și dau seama, de fapt, ceea ce cred. Ei îl văd pe preot ca un alt funcționar al statului, eventual mai puternic. Dar tot un funcționar al statului care poate să rezolve tot felul de probleme. Nu? Să învie oamenii din morți, să îți rezolve niște probleme cu un teren pentru care te judești de 20 de ani, să-ți aducă acasă nevasta care a fugit, și mai departe. Cam cum era, știți, cam cum era tovarșul secretar de partid de la PCR. Că și ăsta era un fel de transfer. Mulți dintre cei mai în vârstă transferă relația cu Partidul Comunist asupra Bisericii Ortodoxe. Așa cum vedeam în filmele de dinainte de 89, o altă religie rezolvând probleme, nu? Religia comunistă, tot așa acum se crede că preotul poate să rezolve eventual ceva mai mult decât un funcționar obișnuit, dar tot funcționar este, fără. Bună seara! Și vă mulțumesc! Cred că sunt și eu un creștin ortodox care falsifică religia ortodoxă. Că aici despre asta vorbim, da. Despre faptul că nu trăim în mod autentic religia ortodoxă. Zilele trecute m-am dus la o biserică și m-am rugat pentru prima dată, nu știu de ce mi-a venit în minte gândul rugăciunea asta, Doamne ajută-mă să fiu ortodox. Ce înseamnă ortodox? Înseamnă și dreaptă slăvire, dar și dreaptă cunoaștere. Dreaptă înțelegere a lui Dumnezeu. Deci mă recunosc și eu printre cei care falsifică, care nu este autentic întâlnirea lui. Și aș vrea să fac o remarcă. Ioannis Romanidis, un teolog grec, pe care îl consider un creștin ortodox autentic, spune exact ce a spus dumneavoastră în seara aceasta. Că am falsificat creștinismul ortodox, că ne rugăm să ne fie bine aici. Deși Hristos spune, voi nu sunteți din lumea aceasta. Dar noi ne ancorăm în lumea aceasta, totuși, și vrem să ne fie bine aici. Acum, revenim puțin la penultima secvență pe care am văzut-o, seamănă cu ce se întâmplă la învierea lui Lazar. Lazar moare, Hristos ajunge în Betania, după ce a murit Lazar, și Marta, sora lui Lazar, îl întâmpină pe Hristos. Și ce-i spune? Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Deci ea își dorea ce își dorea acea femeie din film, ca fratele ei să trăiască. Și Hristos ce-i spune? Și mi se pare esențial. Și asta trebuie să înțeleg și eu și alții care vor să fie ortodoși. Îi zice așa, eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veac. Deci viața este Hristos. Noi asta nu prea înțelegem, că trebuie să trăim pentru Hristos. Că dacă ar fi să mă aflu în ultimul moment al vieții, să înfrun moartea, așa cum era personajul lui Daniel Luc, sau personajul lui Pavel Lunghin, ar trebui să cer cum cerea personajul lui Daniel Luc, viața, dar nu viața asta, de aici, ci viața adevărată, autentică, aia după care trăiește fiecare, adică Hristos, pe Hristos. Ei, cred că asta e o idee foarte importantă, pe care trebuie să o înțelegem, în primul rând, noi, cei care ne considerăm ortodoxi. Să mergem la esență. Creștinismul înseamnă lepădare de lume, înseamnă lupta de fiecare clipă cu moartea.
Moartea nu e ceva care vine la sfârșitul vieții, un eveniment care se întâmplă atunci, ci clipă de clipă. Adică pentru a avea viața autentică, pentru a fi cu Hristos, trebuie să învingi moartea. Adică moartea înseamnă această ancorare în lumea de aici, în păcat, în prosaic, cum spuneți. Da. Vă mulțumesc. Vedeți, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că nu am ocazia să discut cu oameni ca dumneavoastră despre face plăcere să ortodoxie. Nu sunt teolog, sunt inginer. În primul rând că poate nu mai explic. Deci discutăm ca de la inginer la inginer despre viața într-un Hristos. Ok, deci problema e că n-ai cu cine, domnule. Asta e problema cu toată biserica. N-ai cu cine să stai de vorbă. Ce vinovată să stai de vorbă cu oameni autentici, fie că sunt creștini ortodoxi, fie că sunt comuniști, fie că sunt fundamentaliști islamici. Dar să fie, domnule. Da? Dacă ar fi să mă rog și eu vreodată, ceea ce... Cine știe? Poate să se întâmple, cred că aș avea o singură rugăciune de făcut. Doamne, dacă existi, ajută-mă să nu fac rău cu voie sau fără de voie. Mulțumesc!